Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este singurul moment din viața sa pământească în care a acceptat să fie aclamat ca împărat. Duminica Floriilor este precedată de Sâmbăta lui Lazar, zi în care biserica pomenește minunea învierii din morți a lui Lazar, săvârșită de către Domnul Iisus Hristos. Sărbătoarea aceasta este unul din praznicele împărătești dedicate Mântuitorului Iisus Hristos, una dintre sărbătorile cele mai importante ale creștinătății. Marchează sfârșitul postului mare și începutul săptămânii Sfintelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos. Este ziua practic în care noi ne aducem aminte și reactualizăm în viața noastră intrarea triumfală a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim și primirea deosebită pe care cetățenii orașului acestuia sfânt eu fac celui pe care îl voiau rege, Mântuitorul Iisus Hristos. Oamenii își așterneau hainele înaintea lui Hristos, rupeau crângi din copaci și îl întâmpinau ca pe un adevărat rege biruitor. Din Duminica Floriilor încep să fie oficiate și slujbele denumite denii, iar în această zi există tradiția sfințirii ramurilor de salcie. Creștinii aduc aceste ramuri acasă și le așează la porți, la ferestre și la uși. De aceea tradiția aceasta s-a perpetuat și în creștinism, iar noi aducem la biserică ramuri de finic și de salcie pe care sfințiții preoți le binecuvintează și noi le primim în casele noastre cu mare binecuvântare. Tot în această zi se dezleagă și la pește, desigur pentru cei care au postit. Este sărbătoare de bucurie și practic din seara de duminică noi intrăm în săptămâna deniilor, în săptămâna Sfintelor Pătimiri. Sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim marchează și intrarea în săptămâna patimilor, denumită și Săptămâna Mare. În această săptămână sunt săvârșite în fiecare zi slujbe cu semnificații speciale.